Și acum să continuăm pregătirile pentru ziua de naștere. De data aceasta, tu ești invitatul și trebuie, la fel ca și gazda, să te pregătești puțin. Ia să vedem. În primul rând, nu poți merge fără un cadou, fie el chiar și simbolic. Poți alege să cumperi un produs pe care sărbătoritul știe că și-l dorește sau poți confecționa unul dacă ai ceva îndemânare. Apoi trebuie să ai grijă și de mama sărbătoritului sau al sărbătoritei. Ar fi frumos să iei un buchet de flori naturale și să-l dăruiești însoțit de un zâmbet. Atenție! Întotdeauna florile se oferă cu cozile în jos și puțin oblic. O felicitare desenată de tine cu câteva urări frumos caligrafiate vor face ca darul tău să fie apreciat. Nu uita de ținuta îngrijită, atenție la cât de frumos servești masa, trebuie să respecti regulile casei și la plecare să mulțumești pentru invitație. Cu siguranță îți dorești să mai mergi și altă dată. Și acum să vedem care este povestea matematică a acestei zile de naștere. Știu că prietena mea colecționează trenulețe miniaturale din lemn, așa că sigur se va bucura de acest dar. Am nevoie de o cutie să ambalez trenulețul. Mă poți ajuta să aleg din cele care sunt desfășurate aici? Corect! Are forma unui paralelepiped și este cea mai potrivită pentru trenuleț. Dacă asamblezi cutia, oare cum va arăta? Alege din modelele prezentate. Ai dreptate, așa va arăta cutia pentru trenuleț. Nu voi putea duce cutia așa simplă. Ah, știu, o voi ambala în hârtie colorată. Cred că s-ar potrivi și o fundiță decorativă. Dar stai, nu știu dacă mi-ajunge hârtia colorată. Să verific întâi dimensiunile cutiei. Deci, paralelepipedul are două fețe cu formă pătrat, cu latura de 9 cm și 4 fețe cu forma dreptunghiului, cu lungimea de 20 cm și lățimea de 9 cm. Da, asta este desfășurarea paralelepipedului. Am trecut și dimensiunile și mi-a ieșit așa ca o schiță. Acum vreau să calculez suprafața fiecărei forme geometrice folosind ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1 cm. Mă poți ajuta să aflu area pătratului cu latura de 9 cm? Reamintește-ți formula de calcul pentru area pătratului. Area pătratului egal latura ori latura. 9 cm ori 9 cm este egal 81 cm pătrați. Corect dacă ai obținut așa. Să trecem acum la dreptunghi. Privește cu atenție desenul, identifică dimensiunile dreptunghiului și calculează area. Deci, formula de calcul pentru area dreptunghiului este lungimea ori lățimea. Deci, 20 cm ori 9 cm este egal 180 cm pătrați. Cum celelalte figuri geometrice au aceleași dimensiuni cu cele calculate până aici, să așezăm rezultatele. 81 cm pătrați. Încă un pătrat cu aceeași suprafață,
și 4 dreptunghiuri cu câte 180 cm pătrați. Acum, ajută-mă să calculez ce suprafață totală are cutia. cm² corect, ai calculat suma suprafețelor celor 4 dreptunghiuri și 2 pătrate. Acum, dacă mă poți ajuta să aflu ce lungime și lățime are forma desfășurată a cutiei, ca să verific dacă pot încadra cutia în suprafața ambalajului. 9 cm ori 4 este egal 36 cm, corect. Și 9 cm plus 20 cm plus 9 cm este egal 38 cm și ocupă o suprafață totală formată din 2 pătrate și 4 dreptunghiuri de 882 cm pătrați. Acum să vedem dacă hârtia de pe rolă îmi ajunge. Este de forma unui dreptunghi cu lățimea de 40 cm și lungimea de 45 cm. Dacă voi compara lățimile și lungimile sau chiar dacă voi așeza lățime pe lungime și lungimea de 38 pe lățimea de 40, hârtia este mai mare. Dacă mai calculez și aria acestui dreptunghi, mă ajut, nu? Uite, îți las puțin timp să calculezi aria dreptunghiului de hârtie colorată. Corect! Lungimea ori lățimea este egal cu 45 cm ori 40 cm este egal cu 1800 cm pătrați. Ei, acum observ că suprafața cutiei este mai mică decât suprafața de hârtie, deci cu siguranță îmi ajunge oricum voi așeza cutia pe hârtie. Lungimea cutiei de 38 de cm pe lățimea de 40 cm a hârtiei sau lungimea de 38 cm pe lungimea de 45 cm a hârtiei. Și știi ce? Din suprafața rămasă după ce am ales cutia, voi face un colaj decorativ. Trebuie să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să mă pregătesc temeinic pentru petrecere. Acum nu-mi rămâne decât să nu uit de reguli și să fie o petrecere frumoasă. Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.